Din nou în direct pentru această ediție aniversară a postului nostru de televiziune. Bineînțeles că la cei 10 ani pe care îi împlinim acum, cred că pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, este și ar fi interesant cât mai multe și cât mai interesante povești din spatele camerelor, din activitatea pe care o avem. Eu sper că și colegii mei sunt de acord să mai dezvălui așa din poveștile care au fost. Eu l-aș stârni pe Bogdan, că el e capul răutăților și din cauza lui a pornit această televiziune. Și l-aș stârni cu următoarea chestiune. Prima zi de emisie. Dacă nu puneai piciorul în prag, mai durau vreo 6 luni, nu-i așa? Așa este. Și cu emoții uriașe și cu întrebări dacă va ieși sau nu va ieși. Jumătate de an la rece, nu? De la studio la stâlp se comunica prin două lighene, dacă mai țineți minte, când aveam fibra trasă. Vremuri frumoase, când eram o țară normală. De-a lungul anilor, chiar asta vorbeam cu Angela, s-au perindat mai multe persoane, prieteni, oameni dragi nouă care au realizat diferite emisiuni, care poate ar fi bine să-i amintim, să nu uităm, nu? Spuneai de doamna doctor Irina Badrajan, de la Realitatea Medicală, de Ia o slăbiciune pentru doamna Badrajan și de iar, da, cred că avem, un prieten al tuturor, al postului Bucovina TV, vorba de președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, care este pe fir, mi se spune cel puțin. Alo, bună seara! Da? Este? Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule președinte! Suntem la Bucovina TV, suntem noi, echipa Bucovina TV, aniversăm 10 ani de Bucovina la TV. La mulți ani de 10 ori din partea noastră. Mulțumim, suntem aici toți, este Bogdan, cel care a plecat cu această idee cu 10 ani de zile, Bogdan Gheorghiu, deputatul nostru astăzi. Seara pe deal. Sigur. Și toți ceilalți, începând cu, nu știu, cu Marius Cocoș, cu Ana, cu Florin Cotos, cu cele două angele, cu Adriana, cu Mihai Chira, cu Steve, cu Vali, familia Bucovina TV, cu Cristina Cozan, toată lumea, cred că i-am spus pe toți și evident și eu, Dorel Guliciu, cu domnule președinte, și am zis că... Să fiți sănătoși! Mulțumim! Eu nici n-aștept să-mi puneți o întrebare, o să vă spun la mulți ani cu sinceritate, cu respect și cu prietenie, pentru că mi-aduc aminte din timpul înapoi de începuturile televiziunii în Suceava și începuturile prin Burdujeni, pe undeva mergeam prin spate, printr-o curte, până ajungeam la voi în studio. Apoi emoțiile de început pe care le aveam și noi, le aveați și voi. Oricum, este Bucovina TV, este un brand, este un nume, este o fereastră spre de comunicare excelentă cu publicul din Bucovina, din Suceava, din Botoșani și vreau să felicit toată echipa, oamenii care zi de zi stați de veche acolo, să o țineți tot așa. E un brand și când ați scris acolo Bucovina, un post regional, are subliminal și un mesaj Bucovina regiune. Sunteți, de fapt, pintenul ofensiv care luptați ca Bucovina să devină o regiune în continuare. Sloganul. Încă o dată, la mulți ani, vă spun cu tot respectul și multă sănătate și viață lungă Bucovina TV. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi, mulțumim pentru urări. Promitem că o să fim aici și în următorii 10 ani și o să povestim și atunci, domnule președinte, în aceeași formă cu dumneavoastră. Vrea și Marius, cred, să spună ceva sau să vă întrebe ceva. Domnule Gheorghe Flutur, dau o întrebare pentru Bucovina TV, aveți? Pentru Bucovina TV acum am doar aprecieri și felicitări, pentru că nu cred că acum e momentul de întrebări, dar o să vină și vremea aceea. Ne-au luat alții la întrebări, domnule. Da, suntem... Am auzit. Mulțumim încă o dată tare mult pentru că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de o seară frumoasă.
La revedere, noapte bună. Toate bune. Da, suntem în continuare. Nu. Deci, ce care? Vorba era la Bogdan și la Angela. Vă rog frumos. Nu, eu atât am vrut cum e vorba la noi pe la pe procedură. Deci legat de ce a spus domnul Flutu că mediatic suntem pinde în aceste regionalizări și sloganul nostru este Bucovina TV pentru o regiune puternică. Să dea Dumnezeu să nu fim provincie, să fim capitală în viitoarea regiune. Nu? Și să avem gura de cât aurită. Domnul deputat mi-a oferit mie 30 de secunde din cuvântul domniei sale. Pe procedură, domnule. Pe procedură aveți 15 secunde. Acum ai înțeles de ce președinte Consiliul Județean, ce frumos ți-a zis. Ce frumos ne-a coafat. Asta e situația. Mai poți să zici ceva? Păi nu, adică ai ce frumos. Nu? Poate că e o poveste care a mai fost spusă. De ce Bucovina TV? De ce acest nume? Când sau de unde acest nume? Știi? De la apa minerală. A, da. Nu, asta cu apa minerală e o altă poveste. O, da. Sigur, ideea cu Bucovina TV... Știu că au fost mai multe nume răstogolite. Era și Steve parte atunci în echipă. Eram la radio când discutam de acest proiect. Sigur că mulți mă priveau cu îngăduință când spuneam că voi intra la televiziune. Și Steve așa, tot cu îngăduință spunea, da, nu știu, se va numi într-un fel sau altul. Cum a subliniat bine Mișu Chira, nu prea credea nimeni în proiect, dar nimeni nu voia să, din politețe, așa, dacă tu crezi, înainte. Da. Așa. Și știu că după ce am luat în calcul mai multe variante, ne-am oprit asupra acestei opțiuni, Bucovina TV, pentru că totuși ține de specificul zonei, chiar dacă eu sunt născut în Fălticeni, sunt din zona Fălticenului și, din păcate, unii politicieni rău intenționați în zona Fălticenului au discurs de genul ăia de la Suceava țin doar cu Bucovina și cu Fălticeniul nu țin și ăia bucovinenii ei între ei, ceea ce este o mare tâmpenie, pentru că, să știți, în București și numai în București, în tot restul țării, județul Suceava este identificat în întregime cu Bucovina, habar n-are unul din Telerman sau din Drobeta, Turnu Severin, că granița e pe la Bunești între... Adică pentru ei județul Suceava e Bucovina. Nu pot să cred. Din unul din Telerman cred că știu. Dar unii băieți o vând așa, în zona Fălticeni așa o vând, că bucovineni. Uite, eu care sunt născut în Fălticeni, care m-am mutat de la vârsta de 6 ani în Suceava, vă spun că nu este așa și dovadă stau mai multe lucruri, dar cu altă ocazie le vom discuta. Întorcându-ne la povestea, a fost ceva legat de apa minerală, chiar a fost. În momentul în care ne-am hotărât asupra brandului, asupra, cred că am zis că e un telefon, da, nu? Avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule deputat Dorel Guliciuc și întreaga echipă a Bucovina TV, alături de Bogdan Gheorghiu, angelele noastre, Adriana, Mișu, Chira, toată lumea aici, Marius, Cocos, Vali, Guianu, suntem toți, Oana, Florin, suntem toți aici. Pregătiți, nu să ne întrebați dumneavoastră, că poate așa fi mai în regulă să ne întrebați dumneavoastră, dar la ceas aniversară de cât de 10 ani, așa, am zis că să vă dăm un telefon și să vă spunem că suntem la 10 anișori și că povestim aici de Bucovina și mă gândeam că poate ne spuneți câte ceva așa, că merge acum așa un picuț să fiți alături de noi, știți? Sunt alături de Bucovina TV, cum am fost dintotdeauna. E televiziune în care m-am simțit ca acasă, o televiziune obiectivă care tot timpul a fost alături de știrile care au fost în Bucovina noastră, a fost alături de adevăr și a fost alături de politicienii sucevenți din oricare partid ori fi fost ei. Ce pot să spun decât la mulți ani, să vă urez în continuare să vă faceți treaba în continuare așa cum ați făcut-o până acum, cu obiectivism, cu profesionalism și de ce nu să rămâneți, așa cum vă știu eu dintotdeauna, pe primul loc, să fiți acei oameni care dimineața ne încântați cu știrile de la prima oră, cu glumele voastre, cu revista presă, să fiți acei oameni care ne încântă sufletul de atâtea ori cu emisiuni plăcute, cu emisiuni care izvorăsc dintre oameni, ceea ce este extraordinar. Până la urmă, sucevenii au șansă să se uite la televizor și să vadă programe naționale și tot felul de programe de știri. Dar cred că cel mai important este că atunci când se uită la televizor să vadă că au
știri de la ei de acasă, știri obiective, știri realizate cu profesionalism. Cred că lucrul acesta îi fac pe cei de la Bucovina TV să rămână în top. Eu vă felicit și vă urez în continuare la toți cei care sunt în studio să vă faceți treaba așa cum ați făcut-o până acum, eventual să vă și depășiți și telespectatorilor noastre să rămână în continuare lângă Bucovina TV pentru că este o televiziune care merită urmărită. Mulțumim pentru că ați intervenit, pentru că ați fost alături de noi, pentru că sunteți alături de noi și noi avem doar promisiunea să vă facem promisiunea dumneavoastră și tuturor celor care ne-au fost alături în toți acești ani că ne-am încăpățânat să ne vedem aici peste foarte mulți ani de acum colo, măcar 10 de acum colo și după aia mai vedem noi, dar 10 mai adăugăm cu Doamne ajută. Și eu sper că nu numai 10 pentru că trebuie să o recunosc, eu am început să mă exprim public din studiourile acestei televiziuni. Și dacă astăzi sunt un actor politic în piața politică suceveană, îi se datorează și acestui post de televiziune pentru care rămân îndatorat și îi port întotdeauna un respect deosebit. Mulțumim încă o dată, vă dorim să aveți parte de determinare și de mult curaj în viața asta. Noi o vom face și vom fi totdeauna aici, să aveți parte de o seară plăcută. Doamne ajută! La mulți ani, Bucovina TV! Mulțumim! Mulțumim! Da. Să mulțumim deputatul Ioan Bălan pentru că el a fost la telefon, n-ai apucat să spui despre cine e vorba. Da, a fost scris în bandă, stai. A fost scris în bandă, da, trebuie să ne emoționăm deci și noi. Deci trebuia să critique, ai zis-o. Dacă n-are bine telespectatorii noștri sunt cei mai inteligenți, păi trebuie să stai așa. Nu, mai inteligenți decât ai lor. Da, dacă n-are bine interes, să spun, adică ce ai, de ce mai înțeles? Vreau practic cu reghelnița, că de fapt asta o vreau să zic la început. Ar fi vrut să adreseze o întrebare domnului Bălan. Aș fi vrut să adresez, da, asta e situația. Dar de la bun început am și spus eu, mi se suflă în cască, știi, mă ajută băieții, că de-aia e prietenii noștri, știi, acolo. Dacă nu vă supărați, domnul Ghir, adică am spus-o de la bun început, dar ce se face? Dar m-am simțit un pic lovit în orgol. Nu, m-am simțit așa, că dacă vreți urechelnița, nu? Nu, domne ferește, nu. Nu-i casca mea. Cum a fost povestea cu apa minerală? Eram la apa minerală. În sfârșit, după ce ne-am hotărât asupra brandului și a siglei, ne-am dus la Oficiul Național de Înregistrare a MÂ, OSIM, da? Și ca să înregistrăm marca Bucovina TV, la care noi primim un răspuns pozitiv cu o virgulă. Trebuie acord de la Ape Minerale Bucovina, pentru că sigla noastră fiind ceva alb-albastru și numește tot Bucovina, să nu fie confundată la un moment dat cu sigla. Pentru că aveau drept de proprietate pe Bucovina. Da, ideea este că într-un final cu greu am ajuns, știți foarte bine că apele Bucovina s-au vândut către o firmă din București, cu parte din acționari arabi, ceva, deci, oricum a fost foarte complicat până am ajuns să stau de vorbă cu cineva. Aleikum salam. Și poate n-aș fi ajuns niciodată să stau de vorbă cu cineva, pentru că acolo aveau un nobil obicei de a nu te băga în seamă absolut nimeni, puteai să stai cu zilele pe la ușă pe acolo. Dacă nu mi-aduceam aminte că domnul Pardău, pe atunci deputat, cred că la primul mandat, a fost unul din acționarii firmei care a vândut către firma respectivă și prin dânsul am reușit și am găsit o înțelegere de a fi primit într-un birou unde să se deschidă o discuție, nu că nu vă gândesc că m-a trimis că s-a rezolvat. Nu că acum era cu și oamenii au fost foarte deschiși și au cerut vreun an de zile reclamă ca să-mi dea semnătura respectivă, nu au cerut deloc puțin, dar în fine am obținut-o și astfel am înregistrat marca care după aia se chinuia unii să mi-o fure, dar n-au reușit că am fost iute de mână și am înregistrat-o la timp. Și oricum, dacă ar trebui să treacă prin încercarea asta cu apele minerale, nu știu dacă reușeau. Apropo, așa, de câte lucruri te poți izbi la niște chestiuni care aparent sunt foarte, foarte simple. Și dacă țineți minte, poate și Mihai Chira, care era un telespectator fidel al nostru atunci, inclusiv la matinal... Eu mi-a arătat că nici nu erau bătute cuile. Pe vremea spunea, domnul Frutu spunea că mergea pe la... Acolo, prin zona... Da. La FAMC, măi. La FAMC. Așa. M-au chemat Bogdan într-o după amiază. Mai ții minte? Atât era de încântat. Fii atent. Erau niște profile de aluminiu puse pe acolo. Că fii atent, aici o să fie aici. Eu mă uitam. Pe bune, că atunci mă uitam cam doar. Zic, săracul, pe ei cu capul. Da, omul avea viziune, tu nu. Că blărai pe acolo. Ce era? Zic, mă, Bogdan, tu ești sigur că vrei să faci asta? Bă, să mă rog, gata, dăm drumul, rupe malul în 3 luni. Doamne ajută, te ajut, hai. Sigur că da. Dar pe
bun era, cine n-a fost pastile, acolo, da. Adică ăsta era ajutorul. Dar e bun, adică chiar a avut o leacă de ha, să o iei de la zero. Și asta a spus că un an, păi, ca drept dovadă cum s-au reușit, aici vorbim doar de simpla înregistrare de marcă. Un an de zile și la matinal și la emisiunea medicală trebuia să fie apa Bucovina pe masă, în afară de spotul propriu-zis, dar am reușit și asta cu înregistrarea mărcii. Și ca drept dovadă că n-a fost degeaba strădania, la un an de zile cineva de la un post concurent a încercat să se registreze cu marca Bucovina ca să ne, nu, doar ca să ne creeze nouă viață mai ușoară. Și bineînțeles că... Că nu le-a ieșit. Da, trebuie să facem precizarea, pentru că vorbeam de televiziune regională, trebuie să facem și precizarea că ne vedem. Nu ne vedem doar în județul Suceava, ne vedem și pe la vecini. Ne vedem și prin Botoșani, ne vedem și prin Târgu Neamț, ne mai vedem și... Adică ne la vedem. La Constanța? Asta este, numai pur de Constanța. Era o colaborare cu cei de la Litoral TV, parcă nu? Litoral TV. Așa. Deci ne vedem peste tot, suntem peste tot, nu spun acar, că după aia dau și iar. Internetul mare. Dar eu vreau să fiu rău de acest. Dacă domnul Cătălin din regie ne ajută un pic de la tehnic, ne ajută, ne vedem și pe Facebook de săptămâna viitoare, că așa mi s-a promis. Mă văd și eu în toată țara, că am colegi în toată țara. Eu cu emisiunea mea am o problemă, restul nu mă interesează. Voiam să fiu un pic răutăcios, cum adică voiai, dar el e... Ca să fie Mihai. Spuneam că ne vedem și sunt de la, știi, de la an la an am crescut și asta s-a văzut. Și s-a văzut, eu vorbesc de mine, pe experiența pe care am început-o aici, însemnat la un moment dat ceva timp până când am reușit să străbatem pe piața asta și să dovedim că suntem cei pe care așteptau, cei, ca și televiziune vorbesc, nu neapărat noi. Suntem cei astăzi, suntem cei care merg printre oameni și asta face foarte mult, cei care nu primesc înjurături, cei pe care oamenii îi salută, cei care intră în discuție cu oamenii și asta spune foarte, foarte, foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă aici la noi. Mai vorbești la fel de bine franceză? Toujours. Eu te-aș ruga restul emisiunii să vorbești cu Mihai Chira doar în franceză. Iar am să-ți răspund în spaniole, pentru că am învățat spaniola de la telenovele. Spune la telenovele. Mai avem un invitat, mai avem un telefon, dacă nu este permis, decât bună seara, domnule subprefect, bine ați venit în Casa Bucovina TV. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor. Mulțumesc de invitații. Domnul subprefect Crețuleac, Ionuț Crețuleac, în legătură cu noi. Spuneam, suntem la ceas aniversar, nu spuneam, dar vă spun acum, ceas aniversar, 10 ani de Bucovina TV, noi ne îndreptăm către 100 de ani de Bucovina TV și pentru că ne îndreptăm încolo, am zis că să facem așa un picuț la ceas aniversar, un picuț de balanț sau de bilanț, doamna Dorel Guriciuc, un picuț de bilanț, să vedem cum stăm cu treaba, adică dacă a fost bine, n-a fost bine, cum a fost, sau mă rog, cum se vede de dincolo de sticlă, știți? Alo? Mai sunteți. Am alo? Mai sunteți. Da, da, aud, aud. Da, cred că nu m-ați auzit. Alo, m-auziți? Vă ascult. Da, e bine, e bine. Până că și Cristina a căscat, să știi că nu ai fost palpitant. Poți să mai încerci o dată. Spuneam că suntem la ceas aniversar, la bilanț, ne propunem 100 de ani de Bucovina TV, chiar dacă acum suntem, aniversăm 10 ani. Și era important așa să facem un bilanț despre cum a fost și cum s-a văzut de dincolo de sticlă, ce ați văzut dumneavoastră de dincolo de sticlă vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă aici la Bucovina TV. S-a văzut mult efort, așa văd eu lucrurile, cu mult efort, cu multă dedicație și vă felicit pentru treaba asta. Și dacă tot vorbim de 100 de ani, haideți să așteptăm 2018 să facem centenarul la Bucovinei. La 100 de ani al Unirii Bucovinei cu țara și a Unirii Mari, la 1 decembrie. Da, probabil atunci vom vorbi despre Bucovina, despre Bucovina Mare, să spunem așa, despre... Cu capitala la Cârlibaba. Cu capitala la Cârlibaba, spune colegul nostru, prietenul nostru, cel care a inventat Bucovina, Bogdan Gheorghiu. Ce-a făcut? Bucovina TV. Bucovina TV, evident, că nu Bucovina decât aia. Bucovina TV, da. Că noi de asta discutăm. Cealaltă Bucovina...
O vedea, că eu mă aduc sănătos la ce-mi face cu tot el. Tot un Bogdan. Da, domnule Crețu, dacă vă spuneam că suntem la acest aniversar și ne place să, să credem că am fost, am fost în, toată zona Bucovinei, tot ce înseamnă Bucovina, începând din Fălticeni și ajungând până la Dorna, Rădăuți și ce mai știu eu la Dulhasca, ca să facem așa un înconjor al, al județului, am încercat să fim peste tot acasă și să... să fim obiectivi în ceea ce facem. Atât am putut, atât am știut, atât am făcut. Știți? Cu mult drag, dar să știți că eu știu din sloganul dumneavoastră că e pentru o regiune puternică și nu neapărat pentru o Bucovină puternică. Și din cauza asta, dorința mea și vă... Știe slogan. Faptul că eu vă doresc mult vouă să, să treceți barierele județului e pentru o regiune și poate... poate chiar la nivel național. Ne-o dorim și noi, să sperăm. Barierele cumva le-am trecut, că tocmai povesteam cu aici, că să ne vedem și prin Botoșani, un picut și prin Neamț, bănuiesc și la limita cu Iași, ne vedem și pe acolo. Deci ne vedem, suntem mai peste tot, așa ne-am pregătit prin prisma asta regiunii, noi, Bucovina TV, să fim peste tot. Acum să vedem cum o să rămână cu regiunea asta, Bucovina, dacă din punct de vedere administrativ. La maximă secundă îi dăm microfonul Cristinei și ne spune câte societăți de cablu sunt, câte localități, câte de alea, că le știe mai bine decât orice. Domnule Ionuț Crețuleac, vă mulțumim pentru aprecierile pe care le aveți la adresa noastră. Vă dorim mult succes. Și eu, în activitate. Vă mulțumesc, vă doresc succes în continuare și multă audiență, multe lucruri bune și multă sănătate și Doamne ajută, cum se spune la noi. Mulțumim la fel și dumneavoastră. Da, spunea Angela de Foști, practic Bucovina TV nu e parte de această echipă, cât sunt și colegii la camere și cât mai ales telespectatori care ne urmăresc. Asta e forța. Și Valentin noastră. Chidovăț, care câțiva ani a lucrat pentru noi sub acoperire la Plus TV. Nu e singur. După aia a revenit la matcă când l-am... Bun, da. Și alte persoane. Pentru... și stau bine și mi-aduc aminte profesorul Dura, care a fost alături de noi, Dumnezeu să-l odihnească. Și mulți alți colegi față de care, cu toate unii ne-am mai despărțit și în, cu scântei, dar tot rămân prietenii noștri și colegii noștri pentru că au contribuit la această televiziune. Nu știm cu cine, cu scânteile, dar ne spune Max că noi nu știm. Vasile, Sandu. Cu scântei cu Sandu? No. Ce? Nu, erau scântei. Nu, n-ați înțeles, erau scântei de alea gen artificii. Erau artificii, de la confeti. Exact. Era de alea de tip așa. Uite, erau bune, erau steluțe bune. Așa. O mai avem pe Magda. Cea cu vânătoarii de vacanță. Da. Dar primul an am avut și o emisiune în cluburile de noapte. Pe Andreea, steluța Juduc. Așa. Yeah. Da? Deci, o salutăm. Angela e agenda portabilă. Bineînțeles. Deci, câte ani au fost? Multe. 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 Multe, că nu mai știu. Important e câte au rămas și cine a rămas. Da, știi, când veneau dimineață, că toate aveau, toate, să spunem așa, într-un fel sau altul, veneau la matinal, pentru că acolo era, hai să spunem, acolo se întâmpla, acolo se formau. Matinal. Și când veneau, era ceva de genul, nu te mai trebuie, te cheamă Anca. Da. Dar matinal, Elena. Elena, da, voilà. Mirela, secretariat. Doamna Cocoș, care a fost la matinal. Ada. Știri, Alina. Alina. Da, cu toți au făcut parte din această echipă și au contribuit de-a lungul anilor la ceea ce... Da, eu repet, până la urmă, cei mai importanți sunt telespectatorii care ne-au... Prin reacțiile care le-au avut și prin intermediul telefonelor, mi-aduc aminte, rupeau telefoanele la emisiunea care a fost brandul numărul 1 în Suceava pe ceea ce înseamnă talk show politic și administrativ. Sara Pedal. Am amintit eu că ea m-a învățat. Da? Daniela Năsui, da. Câte telefoane erau la Sara Pedal? Avea registru așa imens. Cu cine ceva, să te întrebi? Da? Avem telefon? Da, avem un telefon, cred. Alo, bună seara! Bună seara, bine că v-am găsit! Cu cine avem onoarea?
Sunt un telespectator mai vechi al dumneavoastră, vă admir foarte mult ce ați făcut. Toată echipa, vă rog, toată echipa. Dacă nu, pe noi e permis întrebarea. Începând de la doamna procuror până la toată lumea, admir extraordinar de mult această echipă. Foarte mult, e bine. Apreciez foarte mult și vă felicit, domnul Dorel Goriciu. Mulțumim pentru aprecieri. Vă rugăm să dați mai încet radio. Mihai Chir, ați auzit el apreciat? Da, la mulți ani, eu vreau să vă spun la mulți ani, sărbători fericite, să fii la 100 de ani, să ne vedem aici, alături de Dorel Goriciu. Cred că e bine, sume, încep să vină bine. Să trăiți, domnul Moise. La mulți ani, încă o dată, asta vreau să vă urez. La mulți ani. Mulțumim la fel și dumneavoastră. Frumos și sănătoși și fericiți și mulți ani trăiați, că Doamne ajută. Îmi cer scuze, m-au sunat de la Bucovina TV. Am să rog pe Angela să nu uite cu un important coleg de-a nostru prin aparițiile dese pe postul nostru de televiziune, a fost și domnul Sandu Băișanu. Da. O perioadă de timp. Da, da, da. Așa este, era, apărea la știri mult mai mult decât Oana Cocoș în anii 2008-2009. Da, eu eram puțin invidioasă, dar mi-a trecut între. Când era și prin Finlanda, parcă, sau când... Finlandia. Ei, dar, ulterior... acolo, cum? Era, cine era, cu cine era? Mai poveste mai veche. Ne aducem aminte. Pst, despre, da? De peste... De cine vorbeați? Că spuneați... Bă, era un nume, ceva și nu reținut, că eu am casă, camerele nu se aude. Revină la 90 de minute, exclusiv. Vă promit, dacă doriți, vă este dor, nicio problemă. Ușa e deschisă. Cui? Noi suntem prietenoși, așa. Noi suntem primitori, prietenoși, drept dovadă, Mihai este la matinal la noi și la mine și la Max, nu, miercuri și joi. Adică, cum? Prezența lui Mihai demonstrează că poporul român este un popor tolerant. Foarte tolerant. Știu că mai poate duce. Da, nu ai crezut că am să intru. Eu am spus că nu te-am surprins. La capitolul așteptări. Ordinare. Ce înseamnă să știi cu tehnicul cum să discuți, da, frumos? Asta e. Altă abordare corectă. De-aia eu sunt... Întreabă ce l-a învățat. Eu sunt grizonat și de-aia... Păi te prieten cu până treci puntea. Și am Mihai la capătul din Mihai trece care, punte și prieten pe cu toată lumea. Dacă nu vă supărați, instituția prefectului ne așteaptă. Domnule prefect, Harasim, bună seara, Dorel Guriciuc, echipa Bucovina TV, la acest aniversar, 10 ani facem de Bucovina TV, sunteți în direct. Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Bună seara, domnul Guriciuc, și la mulți ani Bucovina TV. E la vreme de seară și felicit echipa Bucovina TV pentru acest parcurs deosebit. Bucovina, tot ce înseamnă Bucovina, este, ne reprezintă și este un brand și este sufletul nostru. Ce pot să vă spun? Doamne ajută să fiți echidistanți, să fiți dată regina sufletului bucovinenilor și să te aduceți în fiecare dimineață lucruri, știri, vești bune, în primul rând, tuturor. Vă mulțumesc și acesta este mesajul meu. Domnul prefect, eu așteptam la un mesaj. Bine, și ăsta a fost foarte scurt și la obiect, dar dumneavoastră ați, mi-aduc aminte de atâtea ori, ați fost mult mai, mult mai generos în laudele pe care le-ați adus, în laudațiu, ca să nu spunem altceva. Și noi apreciem în mod deosebit. Domn prefect, ceea ce Mihai Chirasut, îmi cer scuze că intervin, eu știți că intervin, da. Nu, stați cu asta. Deci, când am intrat eu, n-am făcut, când ai intrat Mihai, wow! Domnul prefect, dacă îmi permiteți, da, nu e nicio problemă. Domn prefect, dacă îmi permiteți, o întrebare, că nu ne vede nimeni și nu ne aude nimeni. Spuneți, mai este loc pe cartea valorului și ce vine? Am venit să semnăm și noi, dacă ne permiteți, la dumneavoastră pe carte. Nu ne invitați? Dacă doriți, dar nu ca să mă prefectul, e atributul exclusiv al prefectului. Noi ne-am muncit aici, săraci. Când facem, spunem noi Bucovina TV. Nu noi, Mihai Chira. Domnul Mihai Chira, eu vă apreciez pentru lucrurile cu minus, așa, în primul rând, că l-ați avut și la cu plus, așa, în de-a lungul timpului. Dar sunteți și cel care ne reprezintă, care ne dau semnale asupra fiecăruia dintre noi, cei care să spunem, avem un rol în această perioadă și în județ și pentru acest lucru vă respect.
Glumeam, domnul prefect, nu? Chiar nu mă auto-invitam, să nu mă înțelegeți greșit. Doar că încercam să fiu auto-ironic cu noi. Nu s-a auto-invitat el. Și chiar credeți-ne, chiar cred că la un moment dat echipa de aici, peste câțiva ani, sper ca prefecții care vor veni după dumneavoastră, că bănuiesc că vor veni câțiva prefecți după dumneavoastră, să poată să ducă această tradiție pe care ați început dumneavoastră, să o ducă mai departe. În rem, adică ai spus, nu? Nu, pentru viitor. Da, dar în regulă, domnul Chira, dacă îmi permite, vă rog. Sper ca fiecare prefect care va veni să aibă cel puțin 2 ani de zile, fiind un prefect într-un parcurs de 2 ani de zile, își poate arăta niște rezultate și sper ca Bucovina TV, și dacă doriți eu vă confirm, Bucovina TV în cu toți cei colaboratori și cu toți cei care au construit în Suceava, își merită această calitate de post de televiziune bucovinean, să spunem. Și pentru acest lucru vă spun, adică și mi-ați spus dacă merită Bucovina TV, bineînțeles că merită Bucovina TV. Încercam și noi să ne băgăm în față, știți, mă gândeam că aveți o listă de așteptare acolo, ziceam să ne înscriem și noi. Ultima întrebare mai am, domnul prefect, pentru noastră, dacă sunteți amabili să ne răspundeți. Bucovina TV, unul din posturile preferate ale dumneavoastră? Bineînțeles. Pe ce poziție e la telecomandă? Poziția 0. Domnul, sper să fiu la sentimentul tuturor. Este un post de televiziune pe culoarea albastră. Este un post de televiziune care reprezintă și de știrile, să spunem, cele mai puternice, cele mai tare în județul Suceava. Și cred că aveți tot ce vă trebuie ca să fiți primul post de televiziune din județul Suceava, pe scurt. Acum, da. Da, mulțumim pentru intervenție, domnul prefect. Vă mulțumim, vă dorim să aveți parte de o seară plăcută și cu Doamne ajută să ne vedem la ceas aniversar, măcar în 10 ani de acum, și să mai povestim și atunci. Multă seară sănătate, mulțumim de suflet. Da, dați-mi voie și mie, da, să spun că am scăpat de iarnă, am scăpat de coduri, sper, pe zona inundatului, pe zona dezghețului, și doresc să le spun la mulți ani tuturor doamnelor, fiindcă suntem un prag de 8 martie și deci dacă dumneavoastră vreați să fiți interesul pentru postul de televiziune și pentru echipa dumneavoastră, care vă spun, echipa e mare, e așa, e cu un domn Manole, nu știu ce faceți. Ea pare mică, dar e mare. E mare, mare. Și deci voi ține cont de acest aspect și vă felicit pentru acest parcurs. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim. Mulțumim, prefect. Mulțumim tare mult, seară frumoasă. Cu un singur amendament, domnul prefect a vrut să fie foarte corect și foarte exact și... Alex, nu, acum te-au plătit să mă... Mai dai drumul, vorbești cu mine, ai pagă. Deci publicitate? A zis de știri, a zis de alea, dar a uitat să zică de emisiune Bucovina Activ de miercuri și joi și de alea de vineri, care nu-i se ridică la nivelul celor de miercuri și joi, dar care pe locul 2 imediat vine, foarte aproape. Stai că, care sunt cele mai bune. Alex, la publicitate, ce mai vorbești? Publicitate, revenim.